just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Într-un mod minunat și de mare excepție, cercetătorii tuturor institutelor de pe lângă celebrele universități ale lumii sunt de acord asupra faptului că televiziunea ne afectează drastic gândirea logică, capacitatea de analiză și de învățare, ne atrofiază reacțiile emoționale și ne zdruncină credințele. Dacă această opinie ar fi împărtășită de numai câțiva neuropsihologi mai categorici, ar fi o situație de studiat. Faptul că toate somitățile din domeniu sunt de acord în această privință este greu de imaginat, dacă nu chiar unic, în aceste timpuri în care suntem divizați în fel și chip de interese care nici măcar nu sunt ale noastre. Ideea că televiziunea ne condiționează reacțiile sună deja pleonastic, trebuie totuși amintită într-un astfel de documentar. Este ca atunci când spui toată apa e minerală. Deși e un adevăr incontestabil, chelnerii vor considera că afirmația atestă faptul că toată apa e carbonatată. Așadar, ne cerem scuze pentru faptul că vom prezenta și câteva informații de bază pe care cu siguranță dumneavoastră le cunoașteți. Dar, necunoscând numărul de chelneri care vor viziona acest documentar, ne vedem nevoiți să facem câteva clarificări. În situația în care ochii sunt agresați cu câte 24 de imagini luminoase pe secundă, cantitatea de biți pe care trebuie să o proceseze creierul este infernală, nemai luând în calcul și ideile pe ansamblu ce ne sunt transmise. În atare situație, zona care face legătura între lobii cerebrali, corpus callosum, întrerupe legătura dintre aceștia, deconectând lobul stâng responsabil cu gândirea logică, analitică, critică, cauzală. Blocarea lobului stâng fiind o măsură adecvată menită să-l menajeze pentru faptul că el nu poate procesa datele cu viteza cu care îi sunt transmise. Un alt lucru la fel de important este blocarea areilor cortexului prefrontal, zona unde se stochează informațiile. Blocarea cortexului prefrontal este răspunsul la întrebarea de ce nu se predau lecții la televizor? Sau de ce copiii nu reușesc să-și însușească cunoștințele cu ajutorul televiziunii? Sesame Street, un program de cercetare derulat în Statele Unite pe o perioadă de peste 10 ani, s-a soldat cu un răsunător eșec în încercarea de a învăța copiii cu ajutorul televiziunii. Concluziile oamenilor de știință, atestând faptul că acei copii nu numai că nu au reușit să învețe nimic, dar au dezvoltat deficiențe de atenție accentuate și o capacitate redusă de acumulare de cunoștințe noi. În afară de bucuria că s-au pricopsit cu renumitul diagnostic, apropo, știați că termenul diagnostic era la origine format din două cuvinte și însemna doi nu știu? Diagnostic. Unul este pacientul. Oare cine este cel de-al doilea care nu știe? Și revenind, vă spuneam că în afară de bucuria că s-au procopsit cu renumitul diagnostic ADHD, deficitul de atenție, singurul lucru pe care l-au învățat uitându-se la televizor era să se uite la televizor și nimic mai mult, cum afirmau cercetătorii în concluziile experimentului. La aceleași concluzii, ajunsese cu mult timp înainte și McLuhan, un pionier în cercetarea efectelor televiziunii asupra creierului. Bineînțeles, asta nu a deranjat prea mult spiritul întreprinzător din țara tuturor posibilităților și, după numai câțiva ani, ca orice lucru rău, s-a dezvoltat rapid un nou program sub denumirea Baby Einstein, care era cam același lucru. De data aceasta, pe bani grei, speculând sentimentul de culpabilitate al părinților tineri care, nereușind să stea destul timp cu copiilor, aveau tendința să le cumpere DVD-uri cu astfel de programe foarte drăguțe, dar total inutile și chiar dăunătoare. Dar cine să se opună dacă ies bani, nu? În ultimul deceniu, ținta predilectă a condiționării prin intermediul televiziunii sunt copiii.
Până la vârsta de 6-7 ani, ei sunt într-o efervescentă perioadă de acumulare a datelor, având un ritm al undelor cerebrale de 4-8 cicli pe secundă, undele teta pentru cunoscători. Fiind în general ușor intimidați de statura celor din apropierea lor, copiii se simt în siguranță printre jucăriile și păpușile care au aceleași dimensiuni cu ei sau sunt chiar mai mici. Aceste jucării sunt de cele mai multe ori personaje drăguțe din desene animate îndrăgite de toți copiii, devenind în timp prietenii cei mai buni ai acelor copii. Până aici totul este idilic. Problema survine în momentul în care unul dintre personajele atât de îndrăgite apare pe micul ecran și le spune copiilor că cele mai bune mâncăruri pentru ei sunt cele de la McDonald's. Am vrea să-l cunoaștem și noi pe părintele care ulterior își poate convinge copilul de contrariu. Copilul la această vârstă nu are încă dezvoltate mecanisme prin care să se poată apăra de perfidia virusurilor mediatice, așa cum sunt denumite reclamele în lumea specialiștilor din domeniu. De altfel, această denumire este foarte sugestivă pentru că operează cu aceleași principii de bază ca și virusii din lumea medicală. Din acest punct de vedere, scurtul nostru documentar se dorește a fi o măsură profilactică. Copiii nu pot concura cu doctori în psihologie, programare neurolingvistică și alte tehnici de manipulare, care și-au propus să-i convingă să cumpere acum mici prostioare, dar pe termen lung sunt condiționați că trebuie neapărat să aibă un Ferrari dacă vor să fie apreciați. Este adevărat, sunt niște mașini cam prea mici, cam prea joase, care consumă cam prea mult și de prea multe ori iau foc din senin. Dar viitorul adult știe de pe acum care este etalonul omului realizat. Ferrari. A funcționat virusul mediatic, nu? Deja subiectul e infectat. Să convingi un copil de pe acum să cumpere o anumită marcă de mașină este dezagreabil, dar funcționează și se numește precondiționare. Exact ca și telespectatorul care la ora 1 din noapte urmărește ca hipnotizat un post de teleshopping care îi atrage atenția că niciodată până atunci nu-și cumpărase un cuțit atât de performant cu care ar putea să taie cărămizi sau cu care și-ar putea tăia pantoful. Întrebarea este: până unde se poate ajunge cu manipularea prin televiziune? Special pentru condiționarea copiilor, televiziunea lansează staruri adolescente care în urma unor contracte ferme vor promova vânzarea cât mai multe și diversificate produse. Veți urmări un foarte drăguț și bine organizat virus mediatic. O adolescentă, Hannah Montana, ce ne transmite destul de imperativ: ești ceea ce poți cumpăra. Uitați-vă la mine! Ești în mod evident ceea ce posezi. Cumpără! Toate exemplele promovate îi împing pe copii tot mai departe de singurul lucru care contează, de eul cel adevărat din adâncul sufletului lor, tot mai departe de frumusețea spirituală, atât de utilă echilibrului emoțional, imperios necesar unei vieți sănătoase. Prin clipuri foarte atrăgătoare, copiii sunt educați că esențialul se află în afara lor, un lucru de o falsitate strigătoare la cer. Cei care aleg calea plină de spin, a promovării bucuriei și empatiei, a unicității sufletești, să se aștepte la multe obstacole și priviri sarcastice. Aceștia trebuie să se mulțumească cu emisiuni de mică anvergură și, în mod aproape obligatoriu, lipsite de orice formă de ajutor financiar. Aceste mici neajunsuri sunt însă depășite cu mult de bucuria discretă că faci ceea ce este cu adevărat necesar. Este pentru elevarea spirituală a celor de lângă tine și este sublim. Iată un mic exemplu. Aleluya, nuestro Dios.
Discernământul, capacitatea de concentrare, motivația, capacitatea de empatie și imaginația sunt atenuate înspre dispariție în raport direct cu numărul de ore petrecute în fața televizorului. Atenția în legătură cu veridicitatea informațiilor este din ce în ce mai atrofiată. Spre exemplu, au apărut tehnici noi de condiționare a populației. Doi foarte îndrăgiți actori care ne-au încântat tinerețea fac reclamă unui lanț farmaceutic promovând, credem noi fără să-și dea seama, un nou concept nemai utilizat de lanțurile farmaceutice. În esență, ei spun, veniți la farmacie că s-au făcut reduceri. Vedeți? Nici nu mai contează dacă aveți nevoie. Cumpărați, să fie acolo. E adevărat că în momentul în care veți avea într-adevăr nevoie, s-ar putea să fie deja expirate. Nu contează banii cheltuiți, contează să nu le folosiți așa, expirate, din greșeală. Apropo de aceasta, toate firmele farmaceutice fac reclamă unui gel care elimină crampele mușchilor gambei. Probabil gelul este eficient, dar un medic onest v-ar putea spune crampele musculare arată de multe ori niște deficite de potasiu și magneziu care de obicei afectează elasticitatea întregii mase musculare, cu siguranță și a mușchiului cardiac. Eliminarea locală a crampelor musculare fără rezolvarea problemei este un pas nedorit spre un complex patologic ce poate avea ca finalitate un infarct miocardic. Într-un mod de-a dreptul paradoxal, televiziunea ne elimină și fărâma de omenie pe care o mai avem. Am fost martori la ceremonialul înmormântării lui Michael Jackson. Înmormântare întreruptă destul de des de reclame la medicamente, deși știm cu toții de ce murise. Reclame la dulciuri și o anume pastă de dinți care ne face zâmbetul mai luminos. Toate acestea repetate de câteva ori în timpul ceremonialului funerar. Ni se pare foarte normală o emisiune ca Dansez pentru tine, care, în esență, spune cam așa. Ai o tragedie în familie? Ai nevoie de bani pentru mama ta care are leucemie? Ia dansează puțin să te vedem. Dacă ne distrezi, s-ar putea să-ți dăm niște bani. Dacă nu, nu-ți dăm. Și totul este atât de strălucitor și de frumos. Suntem bruscați emoțional de atâtea ori de către reporterii știrilor de la ora 5 încât nici nu mai reacționăm, măcar să închidem televizorul și vedem tineri reporteri care ne arată niște grozăvii sordide prezentate cu o acuratețe sadică. Trebuia neapărat să știe țara că un dezaxat și-a ucis amanta cu exact 15 lovituri de cuțit. Era foarte important să știm amănuntul acesta. Și după ce ne-au terifiat cu tot felul de subiecte pline de amănunte oribile, Crainica ne urează cu zâmbetul pe buze o seară plăcută în continuare. Ca și cum până atunci fusese plăcută. Și nici nu mai sesizăm. E atât de firesc să vezi oameni răniți la televizor. Se vezi când firesc într-o baltă de sânge. E atât de firesc să vezi salvări alegând pe străzi înguste și ochii unei femei, o femeie care firesc plânge. Și nu mai simți nimic, nu mai simți, nu simți nimic. Nu mai simți nimic, nu, nu mai simți, nu simți nimic. Firesc să vezi trenuri distruse la televizor, să afli câți oameni n-au mai murit, firesc, fără nicio vină.
Oh, you're going to make me cry. Honey, do you remember Daddy? Mi-e foarte dor, mi-e tare dor, yeah.